De-a lungul timpului, Sony a fost un jucător inconstant în lumea telefoanelor. Ba scotea un produs bun, ba nu mai scotea deloc. Se pare că de data aceasta a venit rândul unui produs de top și este vorba de Sony Xperia XZ Premium. Telefonul vine cu multe inovații și avem ultimul chipset Snapdragon 835, un ecran mare de 5.55 cu display 4K, protejat de Gorilla Glass 5, iar telefonul vine cu Android 7.1. Piesa de rezistență este camera. Avem o cameră de 19 megapixeli cu un senzor mai mare care ne ajută să facem poze clare chiar și cu o lumină ambientală mai slabă. Marea inovație este un alt senzor care permite procesarea imaginii de 5 ori mai repede ca o cameră obișnuită și poate filma în slow motion la 960 de fps. Fiind, după cum spun chiar ei, cea mai tare cameră montată pe un telefon. Nici camera frontală nu este una de aruncat. Avem o cameră secundară de 13 megapixeli, care are un unghi lărgit ca să nu tocari selfie stick-ul după tine. În rest, avem 4 GB de RAM, 32 de GB spațiu de stocare și o căruță de senzori, mai mult sau mai puțin folositori. Nu în ultimul rând, telefonul este rezistent la apă. Singurul minus pe care l-am observat este la baterie, bateria fiind de 3230 de mAh, cam mică pentru câte poate face acest telefon. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit acest review, iar până data viitoare să auzim numai de bine!